Bună ziua, dragilor! Sunt Ana Maria, profesor de limba română. Sunteți pe canalul meu la lecția de română cu har și vă invit să vă abonați la acest canal și să distribuiți informațiile. Astăzi m-am gândit să fac rezolvarea simulării de bacalaureat anul 2021. Știți foarte bine că ați avut un text și anume un fragment din Mărturisiri literare de Jean Bart și exercițiile pe care le am în vedere astăzi sunt cele de la punctul A. Scrie pe foaia de examen, în enunțuri, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerințe cu privire la textul dat. Primul exercițiu. Indică sensul din text al secvenței în două cuvinte. Se găsea aici, dar e bine să o repet în două cuvinte. Zice, de atunci am o amintire pe care am descris-o, dar e bine să o repet în două cuvinte. Asta înseamnă că puteți să vă exprimați astfel. Sensul din text al secvenței în două cuvinte este pe scurt sau succint. Dacă ați dat aceste variante, ați luat punctajul integral și anume 6 puncte. Da? Aici era simplu și vreau să vă atrag atenția asupra unui aspect important. Uitați-vă la verbele de comandă. Indică. Indică este sinonim, dacă vreți, cu spune, menționează, care este sensul din text al secvenței în două cuvinte. Pe scurt, succint. Asta trebuia să scrieți aici. La 2. Menționează titlul lucrării în care Jean Bart evocă atmosfera din familia sa ca urmare a plecării tatălui în război, utilizând informațiile din textul dat. Iată, verbul de comandă este menționează titlul lucrării. Păi este destul de simplu să menționez. Mă uit în text și văd care este titlul lucrării. În care el a evocat atmosfera din familia sa. Și zice mai sus, dacă suntem atenți, zice așa. Tatăl meu, fiind militar, a plecat în război și mi-amintesc jalea din casă cu ocazia acestui eveniment. Aceste lucruri le-am descris în scrisorile tatii. Cum aș putea să mă exprim? Cum să rezolv acest exercițiu? Titlul lucrării în care Jean Bart evocă atmosfera din familia sa ca urmare a plecării tatălui în război este, ghilimele, scrisorile tatii. E o variantă de răspuns. Din păcate, pentru că am corectat la simulare, am corectat tezele voastre, am văzut un răspuns care nu avea legătură cu cerința, și anume mărturisirile literare. Deci persoana respectivă care a redactat răspunsul la 2 a crezut că se referă la textul în sine, textul mare. Evident, nu am putut să-i acord punctajul, da? Deci textul în sine este, titlul lucrării este scrisorile tatii, după cum se desprinde din text. Punctul 3. Precizează o stare trăită de autor la revenirea în Iași, justificându-ți răspunsul cu o secvență semnificativă din textul dat. Ia să vedem, ne uităm în text tot așa. Care este starea pe care a avut-o? Dacă ne uităm cu atenție, o să observăm faptul că nu este vorba despre melancolie, așa cum s-a crezut. Și am întâlnit astfel de răspunsuri care au în vedere tristețea sau melancolia. Nu e indicat să scrieți asta pentru că nu vă punctează. Da? Ia să vedem unde găsim această chestiune, starea autorului la revenirea în Iași. Și asta, chiar la final. Și astăzi când mă duc la Iași, când și când, cu adevărată voluptate, cu treier străzile Iașului, oprindu-mă la fiecare colț, căci mi-aduc aminte locurile unde am copilărit și întreaga istorie a Iașului. Voluptate. Deci starea este de încântare.
Este precizată și în baremul de corectare. Încântare, bucurie, eventual nostalgie. Căci nostalgia ce înseamnă? Înseamnă dorul pe care îl simți, o ușoară tristețe, foarte ușoară tristețe, îmbinată cu dorul pe care tu îl simți în momentul în care, nu știu, revezi o persoană dragă sau revezi locurile natale, locul natal. Melancolia, în schimb, duce către tristețea aceea apăsătoare, către o oarecare deznădejde. Deci este o diferență. Pe noi ne interesează nostalgia. Nostalgia este cea care ar fi constituit răspunsul corect, pe lângă încântare sau bucurie, oricare dintre acestea, dar nu melancolie. Deci dacă a scris melancolie, nu este corect, pentru că nu se desprinde melancolia din text. Și trebuie să citiți textul cu mare atenție. Da? Putem să scriem așa. O stare trăită de autor la revenirea în Iași, după cum se desprinde din textul dat, este încântarea sau este nostalgia. Relevantă este secvența. Și astăzi când mă duc la Iași, cu ghilimele scriu, când și când, cu adevărată voluptate, cu treier străzile Iașului. Voluptate, da? Bucurie, fericire, chiar extaz, nici de cum melancolie. Și încă o dată, atenție la verbele de comandă. Aici zice foarte clar, precizează, precizează ce înseamnă, justificându-ți răspunsul cu o secvență. Este vorba despre un răspuns nuanțat pe care trebuie să-l dau. Dacă a scris doar citatul, nu este suficient. Dacă a scris doar că starea este starea de nostalgie, nu este suficient. Trebuie pe baza textului. Justificând, asta și zice, justificându-ți răspunsul cu o secvență semnificativă din text. Atenție la cerință. 4. Explică motivul pentru care scrisoarea tatălui creează bucurie familiei. Iarăși, trebuie să explic nuanțat. Să dau un răspuns nuanțat. Motivul pentru care scrisoarea tatălui creează bucurie familiei este infirmarea temerii conform căreia acesta ar fi murit în război. Inițial, datorită faptului că familia a primit ceasurile tatii, cu ghilimele de rigoare, membrii acesteia au crezut că acesta și-a pierdut viața, că bărbatul și-a pierdut viața. Lucru ce este infirmat de scrisoarea respectivului om. Da? Și atunci pot să dau și citatul reprezentativ. Ia să vedem. A doua zi a venit o scrisoare de la tata. Și natural cu aceasta bucuria pentru întreaga familie. Pot să scriu după ce am explicat treaba asta. În acest sens, relevantă este secvența. Și dau cu ghilimele de rigoare, dau secvența respectivă pe care am spus-o anterior. Și 5. Prezintă în 30-50 de cuvinte atitudinea lui Ion Creangă față de copii, așa cum reiese din textul dat. Iată, mă uit la text și văd unde apare Creangă. Unde apare Creangă. Ia să vedem. Am avut profesor chiar pe celebrul scriitor Ion Creangă. Eram prea mic, dar mi-l aduc bine aminte. Da, apropo de simulările pe care le-am corectat, am observat că unii copii au scris că era un om gros și gras, cu o pălărie mare. Păi da, dar nu prea mă interesează aspectul acesta. De ce? Pentru că cerința mea constă în altceva. Încă o dată. Prezintă în 30-50 de cuvinte atitudinea lui Ion Creangă. Păi ce legătură are cu faptul că el era un om gras? Să mă ierte Dumnezeu, da? N-are nicio legătură. Da? Dragilor, fiți atenți la cerință. Nu mai bateți câmpii pentru că nu primiți punctajul. Vă rog din suflet. După cum reiese din text,
Atitudinea lui Ion Creangă îmbină respectul față de elevi și empatia, pot să spun. Ok, hai să merg mai departe și să explic de ce am spus asta. După cum mărturisește însuși Jean Bart, sau după cum se desprinde din spusele lui Jean Bart, Ion Creangă oferă o nouă semnificație referitoare la raportul dintre elevi și profesori. Relevantă în acest sens este următoarea structură. Ce mi-a rămas în minte, știu că saluta pe copii, pe când ceilalți dascăli nici nu se uitau la ei. Iată. Un alt aspect esențial constă în faptul că marele scriitor ce făcea? Își dădea pălăria jos în fața copiilor. Iată. Da, Porto, e adevărat? Păi normal că e adevărat. Doar nu vorbim noi minciuni. Așa că, dragilor, fiți atenți la, și la încadrarea în spațiu, 30-50 de cuvinte să aveți, dar și citatul semnificativ. Și cu siguranță veți face o figură foarte bună. Stați pe aproape, pentru că urmează să dezbat textul argumentativ, o întreagă tevatură și cu textul argumentativ. Vă rog din suflet să fiți atenți. Voi posta și un exemplu și un model de text argumentativ, chiar pentru ceea ce vă trebuie vouă, și anume pentru implicarea civică. Căci voi rezolva simularea într-un mod complet. Așa că, dragilor, vă salut și eu. Uite, nici măcar nu mi-am propus să vină în portocal aici, dar a venit. Vă salută și el. Și stați pe aproape. La revedere!